pentru odihna și memoria tuturor victimelor, martirilor și eroilor care au oferit președinte al Comisiei de Monitorizare și Combatere a Antisemitismului din România, domnul Marco Katz. Bună ziua! Vă mulțumesc pentru onoarea de a fi aici împreună cu dumneavoastră în aceste zile, în această zi, în aceste momente. Mulțumesc tinerilor care sunt aici, care vin să învețe un moment, o secundă din istoria noastră, din istoria României, o istorie pe care mulți doresc să o uite. Mulți întreabă de ce este Holocaustul unic. Alții întreabă, în repetate rânduri, de ce trebuie să ținem vie flacăra care arde la căpătuiul victimilor Holocaustului care s-a întâmplat în urmă cu 71 de ani. În urmă cu 71 de ani, oameni ca mine și ca voi s-au trezit aruncați în bezna războiului și în mocila sufletului omenesc. Oameni civilizați și-au pus mințile la contribuție, au investit gândire, talent și multă inițiativă în soluția finală. Așa cum au numit naziștii operațiunea de exterminare a evreilor, operațiunea care a fost concepută pentru a șterge de pe fața Europei toți evreii, bărbați, femei, bătrâni și copii. Unica condiție pe care cei vizați cu exterminarea totală a fost cea de a fi născuți evrei, indiferent dacă acei evrei erau din Polonia, din Franța, din Germania, din România sau din orice altă țară. Exterminarea evreilor a fost plănuită și pusă în aplicare la nivel de stat. Ea nu a avut nicio logică, nicio justificare socială, economică, politică sau militară. Pentru exterminarea evreilor, regimul nazist a alocat parte din resursele sale militare, care ar fi fost necesare pentru ca ei, naziștii, să câștige războiul. Ceea ce vă arată importanța pe care regimul nazist a acordat-o a acestei soluții finale. Cei care au pus în aplicare soluția finală, cei care au exterminat evreii, au fost oameni obișnuiți. Oameni care în viața cu toate zilele ar fi avut ocupații precum brutari, învățători, mecanici, doctori, profesori, agricultori. Mulți dintre ei, după ce terminau o zi de lucru obișnuită în lagărele de exterminare, se întorceau acasă, unde luau masa împreună cu familia și se delectau ascultând muzică clasică sau citind literatură clasică. Aceștia erau oameni civilizați. În România lucrurile au stat puțin altfel. În primul rând, represiunile împotriva evreilor au început înainte ca regimul nazist să conceapă soluția finală. În prima etapă a fost pusă în aplicare romanizarea afacerilor evreiești. Studenții evrei au fost aruncați din facultăți, legi menite să izoleze evreii au fost promulgate. După aceea, în teritoriile aflate sub administrarea regimului condus de mareșalul Antonescu, evreii au fost deportați și obligați să trăiască în condiții care au asigurat un trai cât mai scurt și o moarte cât mai rapidă posibil. Evreii au fost înfometați, bătuți, torturați, abuzați și tratați mai rău decât câinii vagabonzi care erau pe ulițele satelor în care au fost deportați. În Dorohoi, la București, la Iași, zeci de mii de evrei au fost omorâți de legionari, de armată și de poliție. În acele incidente,
care recunoaștem sub numele de pogromuri. Acțiunile împotriva evreilor comise în timpul regimului Antonescu au fost atât de aleatorii și haotice, încât i-au luat prin surprindere chiar și pe soldații naziști staționați în zona în acel timp. Dintr-un mesaj trimis de la comandamentul german din București, se menționa faptul că germanii au fost bulversați de acțiunile împotriva evreilor, acțiuni care le stricau lor planurile. În aceste condiții nu este de mirare că peste 250.000 de evrei au fost omorâți în zonele controlate de regimul mareșalului Antonescu. Exterminarea evreilor ar fi continuat în zonele ocupate dacă situația politică nu s-ar fi schimbat în urma victoriilor înregistrate de armata sovietică începând cu anul 1942. Mareșalul Antonescu, privit de mulți ca un patriot, și poate că așa a fost și un antisemit. Mareșalul Antonescu a fost și rămâne responsabil pentru crimele comise împotriva evreilor din zonele controlate de armată pe care el a condus-o. Din păcate, foarte puțin în România acceptă acest adevăr și foarte puțin găsesc respectul de sine necesar pentru a recunoaște greșelile făcute față de evrei în timpul celui de-al doilea război mondial. Majoritatea preferă, în mod pervers și adeseori cinic, să acuze tot evreii de vina pentru propria lor suferință. Recunoașterea greșelilor este primul pas în procesul de reconciliere în sânul societății românești, din care și noi, evrei, cetățeni români, cu mândrie facem parte. Ziua Națională a Holocaustului în România este ziua în care fiecare dintre noi, evrei și neevrei, avem datoria să fim recunoscători, pentru că trăim alte timpuri decât cele trăite de oameni, de bărbați, de femei, de bătrâni și de copii, de membri ai familiilor noastre, care au fost gazați, împușcați, sufocați în vagoane de trenuri și înfometați până la moarte, de semenii lor, bestii cu chip de oameni. Avem datoria să ne amintim, pentru că fără aceste amintiri, trecutul se poate repeta oricând. Vă mulțumesc!